urmărim de astăzi. Foarte mult timp pregătită pentru declarații, dacă aș fi fost chemată înainte de tot circul arestării, aș fi dat declarațiile de atunci, sunt chemată acum. Domnul, vă rog, mutați mașina, lăsați că mă despre. Domnul, dar promitați în plenul Camerei Deputaților că veți face niște dezvăluiri. Le-am așteptat, n-au venit. Of, aceste dezvăluiri. N-am promis niciodată dezvăluiri. Am spus că ce am de spus o să spun. Dezvăluiri, nu știu, poate pentru presă. Acum că am ajuns în fața procurorilor, lăsați-mă să le spun lor întâi ce am de spus. Vă mulțumesc. Vă gândiți că veți ieși iarăși cu cătușe din sediul DNA? Nu știu, să mai practică cătușele? Sunt ilegale, să știți. Crezi că vor uza de avizul pentru reținere? Vom vedea. Nu, scrie în lege. Deci este ilegal să pui cătușe. Dacă se emite ordonanța de reținere este ilegal? Nu, ordonanța de reținere este legală. Să pui cătușe este ilegal. Doar dacă am de gând să fug, dacă am de gând să mă bat cu procurorii sau cu poliția, poate atunci. Vă gândiți că veți fi reținută? Credeți că procurorii mai au de ce să vă reține dacă nu puteți fi arestat? Așteptăm să se solicite cererea de recuzare a doamnei procuror. De ce ați cerut recuzarea doamnei procuror? Păi, nu cred că este surprinzător faptul că am cerut, pentru că am depus, așa cum v-am spus, două sesizări la CSM legat de modul în care se derulează ancheta împotriva mea și modul în care s-a derulat ancheta și în luna martie, vorbeam de aceeași doamnă procuror, ca urmare nu am încredere în corectitudinea și în parțialitatea adânsei, am făcut cerere de recuzare. Iertați-mă, este o întrebare pe care poate mulți și-o încercați să trageți de timp în acest fel? Nici într-un caz. Se poate desemna alt procuror și mă întorc în câteva ore și dau declarație. N-am niciun interes să trag de timp. La ora 2 astăzi, la ora 14. Mai am o întrebare despre dosarul lui Traian Băsescu. Astăzi instanța a decis redeschiderea acelui dosar în care se fac cercetări pentru răpirea jurnaliștilor în Irak. Cum vedeți această decizie luată de către instanță? Păi, ce să zic, dacă și domnul Traian Băsescu s-a întors în politică, nu era mai bine să stea liniștit, că nu-i mai făcea nimeni niciun dosar. Să redeschizi dosarul jurnaliștilor, cum să-ți imaginezi că un președinte de țară s-ar compromite să ia bani din banii care trebuiau dați pentru recuperare? Sau cum să-ți imaginezi așa ceva? Doi, acolo au fost niște reprezentanți ai serviciilor secrete care au gestionat toată această situație. Eu cred că ei ar trebui întrebați primii cum s-au întâmplat lucrurile și ce s-a întâmplat cu banii respectivi. Mi se pare că este o șicanare a lui Traian Băsescu, da? Știa bine că dacă se întoarce în politică și nu stă acasă cu nepoții, o să aibă dosar penal pe dosar penal. Doamna Udrea, dar dumneavoastră vă gândiți să vă retrageți din politică? Eu v-am spus că planurile mele nu mai sunt legate de politică în acest moment. Sunt legate de abuzurile sistemului care se întâmplă în România, sunt legate de drepturile omului în general și sunt legate de activitatea parlamentară până la sfârșitul mandatului de parlamentar. Iată. Nu mai am planuri legate de politică. Vă mulțumesc. Domnule, 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 dumneavoastră, nu am fost la ora 2. Dar spuneți-ne, vă rugăm, Nu am apucat să spun nimic procurorilor. O să aflați după aceea, sigur. Dar se recuză astăzi procurorul, vă întoarceți de să dați declarație în fața acestui procuror? Astăzi, în cazul în care nu păi, se recuză? Dacă se respinge cererea, da, procedura este aceasta. Eu am făcut lucrurile pe care le-am considerat corecte în ceea ce privește ancheta și în ceea ce mă privește. Dacă se respinge, desigur, vom da declarații în fața doamnei procuror. Vă mulțumesc!